Din 30 mai se implementează la nivel național un proiect pilot privind evaluarea standardizată, parte componentă a procedurilor ce privesc o nouă lege a educației. Acest lucru ar presupune înlocuirea celebrelor teze cu alte forme de notare a elevilor și liceenilor, iar în acest exercițiu, care durează 10 zile, sunt înscrise și mai multe unități de învățământ din județul Hunedoara. Ministerul Educației a lansat deja o evaluare, un proiect pilot, evaluare standardizată. După cum știți, în fiecare județ au fost selectate un număr de 7 unități de învățământ și această evaluare standardizată a început din 30 mai, se desfășoară pe o perioadă de 10 zile. Notele, sigur, nu sunt note care să fie trecute în catalog, nu sunt aprecieri pentru cadrele didactice. Scopul acestui proiect pilot este de a formula câteva concluzii care să ajute și să stea la baza fundamentării unor metodologii și unor prevederi în ceea ce privește anul școlar următor și, cu siguranță, concluziile vor fi de un real folos în acest sens. Deci, în concluzie, s-ar putea să dispară tezele? Fiind vorba despre un program pilot, rezultatele acestuia vor fi puse în dezbatere publică, iar abia după aceea se va ajunge la o concluzie. Ceea ce este cert, indiferent dacă va fi modificată legea educației sau nu, este că actualul an școlar se va încheia pe 10 iunie, iar cel viitor va începe pe 5 septembrie.